Слушайте, хват, что-то полное. Ну, я макар, ты еще и машина. Могу. Ну, конь тебя звонит. Ебану ты. Да, бади, когда сдай сам 90 евро. Сдай сам. Да, сам. Еще машину 300 кэты, как сдай 90 евро. 33 Молдова, фрат, моему утребник. Да, я каишь, а мой министру. Шапу ворка луня мя, снус опущи ди. Проляли, кун с мтя пусть дрэ, лицей не раз. И он, да, под стай жос, кан сари ушим. А еще мей департе де трасеу, ка сптуем ворби. Chiar dacă fundal să văd steluțele lui Dodon, e foarte sugestivă filmarea. Noi n-am vrut să nimerim chiar în așa condiții. Bună ziua, bună seara, dragi prieteni! Astăzi neplanificat o filmare, chiar n-a fost planificată. Istoria se începe acum ceva timp. O doamnă m-a contactat din Italia pentru că vede, probabil urmărește atent videourile noastre și oamenii au încredere de la un habar de timp încoace și fiecare care are o problemă încearcă să ne abordeze ca să ne povestească ce se întâmplă, cum se întâmplă. Și astăzi vreau să vă prezint, așa cum e scris în antietul acestui film, un exemplu concret de excrocherii, de înșelătorii în Republica Moldova, asigurată, garantată de stat, și aici e doar vârful unui iceberg enorm de mare. Și în cifre, în date, am să încercăm să vă spunem. În față l-am pe un băiat tânăr, am să ne spună el ce vârstă are, unde lucrează, și în rest am să vă spun eu istoria lui. Doamne ajută, Ion! De unde ești și de ce ar trebui să fii preîntâmpinat o parte din societate care încă mai crede în șarlataniile celor cu microfinanțarea? Bună ziua, eu mă numesc Babiluc Ion, raionul Strășeni. La noi a fost așa un caz, am luat mașină în rate, în leasing, cum se spune, care ei spun că prima rată acolo sau primul vznos dai 200 de euro, 400 de euro sau te duci și dai mașina ta și ei te vâră în credit și îți dau alta și te vâră într-un credit și după asta când ajungi acasă știu că în foi cu tătul e alt credit și cu tătul e altceva și nu e așa cum crede lumea că ei caruci ești mai mult. Tare mult lume se duce în eroare, în tare mare eroare aici în Valdânșă. Cum să vă explic, dar... Ia zic când s-a început istoria asta, că am văzut că e din 2018, da. Decembrie. Istoria asta din 2018, din decembrie, noi am luat o mașină în leasing, pe care o mașină de asta care e cu asta, noi am luat un credit în 5.000 de euro, noi am achitat timp de 18 luni, 90.000 de lei și plus, am închis creditul, am mai dat încă 130.000. 130.000 plus 90.000, s-a aproape... 210-200... Da, s-a aproape ca peste 10.000 de euro, să spunem așa. La 11.000 de euro. Voi când ați îndeplinit contractul, eu de asta și vreau să înțeleg, v-au preîntâmpinat că există așa o noțiune daie, dobânda anuală efectivă, un parametru care trebuie să fie băgat în toate contractele, în primă linie, să fie clar. Eu iau un credit de 130.000 de lei cu 10%, cu 20%, cu 30%, cu 40%, cu 50%. Voi ați știut de așa dobândă? Nu, ei nu îți explică, ei îți explică, ia că așa achiți atâta pe lună și din sumă se scade, dar de exemplu din sumă nu se mai scade nică sau se scade acolo, cheii le dau cu niște procenturi nebune, pentru că ești atâți care scupieți, tăți care vând mașini, tăți pericupi și ăștia, cum le spunem noi, tăți sunt legați cu băncile astea care oferă credite mari. De exemplu, nu tăți oamenii îți permit care nu lucrează oficial să-și iei credite mari de 5.000, de 6.000 de euro, dar ei, ăștia cu piețele, dacă ei sunt legați cu ăștia care cu băncile astea care, cum să le spunem, cu băncile astea aferente care sunt de-a lor, ei au vrut omul în încurcătură și gata, el o... Iată, tu ai studiat, eu am înțeles, ei te-o convins, tu ai semnat, iată, tu ai ieșit contractul, ăsta e contractul de bază. Când ai cumpărat mașina... Tu ai văzut unde scris cât procentul iei banii ăștia? Nu, de ei deodată nu-ți arată nici, după aici te iscălești, pui... Da, și unde scris, iată, unii, tu ai căutat cu amănunțul, tu? Asta e contractul, debitorul Mogo.
Și asta e aparte, asta e alt contract. Da, da, da. Și unde e scris cât procent trebuie să dai? Iată, aici n-ai scris. Tac. Unde e procent? Dobândă anuală dai. Dobândă anuală 58, 60%. 60% anual. Asta înseamnă că cei care vor să înțeleagă, dacă ai luat 100.000 într-un an de zile, mai dai încă 60.000. Iată așa, și omul care nu a prea văzut, ei i-a plătit câteva luni la rând, a plătit 5.000 de lei, până o înțeles că ăștia dacă plătesc așa cum s-au înțeles pe câte luni au luat, nu mai știu, 60, 84 de luni, da? Dacă tu plăteai până la urmă, tu trebuie să plătești cât? 400 și cât de mii? Aproape jumătate de milion. Da. O mașină care costă 5.000 de euro, printr-un contract de ăsta, de împrumut, te costă în câteva luni de zile, în câteva ani de zile, 500 de mii de lei. Da. Iată de ce e important să înțelegeți că Republica Moldova e țara paradoxurilor, iar băiatul este un băiet care lucrează într-o instituție de stat, din câte eu am înțeles. Da, lucrează într-o instituție de stat. La pompieri. Pompieri. Nu e un băiat direcția care să trăiască pe spatele cuiva. Eu știu istoria pentru că mama lui o hotărât să-l ajute. Și de tare și l-a ajutat, l-a dat cu totul și pe ea și pe el, pentru că Republica Moldova e bună de plată și cetățenii ei care mai puțin se uită în hârtie și mai puțin înțeleg toată corespondența asta, că dacă te uiți și n-ai studii juridici sau studii de care se numesc financiari, habar n-ai de chestia asta. Ți-o spus că e 10%, ai să plătești o leacă mai mult. Și omul a plătit. Acum eu și aici vreau să vă spun, băiatul a plătit cât? 11-12 luni, are toate tichetele, toate taloanele. 18 luni. Ia zic, mămica ta astăzi mă suna și spune că v-au calculat, trebuie să plătiți 125.000, așa vă, sau 129.000. 130.000. Nu, dar anterior tot în ziua... Ieri trebuie să achităm 129.000 curat, dar azi, timp de o zi, 130.444 de lei. Timp de o zi, 1.000 jumate crește timp de o zi. Într-o zi. TMDZ. Ce mesaj ai pentru cei care vor să-și mai cumpere telefon, televizor sau mașină în credite la companiile astea microfinanțare, Mogogo și mai sunt ele acolo? Sunt o serie întreagă de... microfinanțare nu sugerez pe nimeni să-și vâre în ele, mai degrabă doar la băncile de stat care-s... Ai înțeles lecția? Da. Lecția, cred că mai mulți o înțeles, nu numai eu, dar... Nu sfătui pe nimeni să vâri mai ales automobile, să știi în credit că ăștia e cu piețele, e tăți, cum am spus, e tăți să-ți legați. Și încă și mașina ai dat-o, că am înțeles că am văzut că ai venit cu altă mașină. Și am rămas, da, și fără mașină, ca și ea s-a defectat și rămâi că orice cu mașina fermată. Și fără bani. Și fără bani și nu știi cum să întorci. Și e ca așa cu... Ion, uite, eu astăzi am vorbit cu doi cetățeni. Unul e avocat specializat în prostologia asta cu microfinanțarea și sunt două căi. Deja dacă tu ai plătit și ești cetățean de bună credință, așa se numește în terminologia lor, tu poți să mergi în instanța de judecată cu un avocat să ceri despăgubiri pentru că te-au înșelat și ți-au pus niște prevederi ilegale și în legislație, în codul civil, scrie clar că se poate... Mașina, eu avem un alt automobil care el costa, de exemplu, pe piață, îl punem așa la o... în stare mai bunișoară, la o 2000 de euro, am avut un BMW seria 5 E34. 95 anul. Și ai dat mașină? Eu. Ai luat alta? Dar mașina care vroiem eu să o iau, care de la compania asta, care m-a încălțat pe mine, e costa 6.250 de euro, stătea pe internet. Și 250 de euro a fost tipa ca primul vznos la dânșuiera. Și mașina mea, tipa trebuie să le dau mașina mea E34, BMW-ul seria 5. Dar a fost în așa mod că... Să mai iei un credit și iei altă mașină. Nu, noi ne-am înțeles că mașina, primul vznos, s-a șibă ca 1000 de euro. Le-am dat mașina și ea, tipa ca 1000 de euro. Uh-huh. Și trebuie să rămâi 5.250 să luăm creditul. Și ei au făcut în așa fel, ne-au păcălit. Închiei repede, că ești să grăbiesc când vii acolo la luat mașinile. Și noi am ieșit că mașina aceea s-a dus tot degeaba și tot s-a primit că am luat-o tot în 6.000. În 6.000 de euro și... Mașina aceea și asta care ai cumpărat-o s-a defectat și a rămas fără asta. Da, da. E ca așa poveste s-a primit. Și nu sunt numai eu și mai am mai mulți cunoscuți care tot au pățit-o cu...
firmele astea care iau un credit, mai ales de la Mogo sau alte de astea care nu sunt de stat, ele sunt care companii private sau proprii, cum mai sunt ele. Și așa, ce să vă mai spun eu? Cei care se hotăresc, se gândesc și vor să ia mașină, la ce ar trebui să atragă atenția? Că restul am să spun eu punctul meu de vedere. Da, să atragă atenția să nu fie companiile astea care private. Dacă se vări într-un credit, se vări la o bancă de asta de stat, care procentul e mic, care te foaie... E reglementat de Banca Națională, da, și de alte instituții ale statului, de acord. Da, licenziat. Sper că ai învățat lecția. Eu mai mult fac acest video pentru foarte mulți oameni care urmăresc pagina noastră. Ultimul video de la piața de la Joldănești de duminică până astăzi sunt 180.000 de oameni. Înseamnă că o bună parte din diasporă vor ajunge să vadă acest filmuleț. Eu sper foarte mult că oamenii noștri se vor trezi, se vor deștepta, se vor informa unii pe alții, vor distribui acest filmuleț și vor înțelege că nu merită să mergi pe mâna vagabonzilor din Republica Moldova. Și acum, dacă Ion o încheie ce și vrea să vă spună el, am să vă spun eu câteva lucruri pe care am încercat să mă documentez eu și după care poate să mai intervină Ion. Noi ne-am întâlnit la ieșire din Chișinău că am încercat să mergem la sediul lor și am sunat la compania asta de microfinanțare, Mogo, nu mai știu, m-am documentat, o companie venită de prin Polonia cu fondatori polonezi, nici nu-s de-a noștri, se presupune că nu-s de-a noștri, dar eu pun la îndoială. Ei nu lucrează după 5:30, deja mâine dimineața am să mă duc să-i întreb care este procentul. Am vorbit cu un avocat care mi-a explicat detalii și am înțeles cât e de gravă situația. După care am vorbit cu un șef de bancă, un șef a unei filiale importante, a unei bănci mari din Republica Moldova, ca să-mi dea foarte multe cifre alarmante pe care nu ne încap în capul meu. Eu am încercat să înțeleg și mi-am dat seama că foarte puține bănci în general din Republica Moldova au astfel de rulajă. Ca să înțelegeți cei care urmăresc live-ul nostru, anul trecut, statistica de la de anul trecut, s-au oferit împrumuturi doar prin sistemul de microfinanțare în jur de 7,86 miliarde lei. Dacă ținem cont că ele majoritatea sunt de la 50% anual cu dobânda efectivă, dar prietenul meu mi-a trimis contracte unde dobânda efectivă anuală este de 170%, 220%. În mediu, colegul din sistemul financiar bancar spune că în medie aceste companii de microfinanțare au o dobândă efectivă de cam 100%. Și el zice că nu se atinge nimeni, nici Banca Națională, nici multe alte instituții care ar trebui să reglementeze acest formă de 7 miliarde, asta e enorm de mult, nu se ating pentru că în spatele lor ar sta oameni din CNA, șefi de CNA, șefi mari, nu oameni simpli, procurori mari, încă o dată, nu oameni simpli, care mână în mână cu mafioții de politicieni de la noi și cu băncile care le mai avem, iau credite de 50 de milioane sau 70 de milioane, 100 de milioane, și îl iau din băncile noastre, nici nu trebuie să meargă departe în Europa, îl iau la 10%, în jur de 10%, și le dau cu dobândă de 70, 80, 100, 200 de procente. Și el îmi spune, colegul ăsta, Vasile, în câțiva ani de zile, băieții ăștia care stau în spatele astfel de scheme, sunt multimilionieri, pe spatele celor care lucrează. Și de multe ori cei care sunt victime acestor excrocherii sunt oamenii noștri care lucrează la muncă în Italia, în Franța, în Marea Britanie și care vin acasă și iau ori un televizor, ori o mașină, dar de multe ori mașini se întâmplă. Și ei spun că ăștia sunt dulcii noștri, ăștia îi punem la mulți și ei pleacă înapoi. Cineva se întâmplă că opune rezistență. Noi ne-am dus mai departe de traseu și mă sună insistent numere necunoscute ca să ne întrerupă live-ul. Așadar m-a oprit la cei care stau în spatele acestor companii de microfinanțare. Ca să înțelegeți foarte bine, dacă din 7,86, aproape 8 miliarde de lei care au fost dați anul trecut în acest sistem de microfinanțare, la 100% din populația Republicii Moldova, doar anul trecut au fost pompate cam în jur de 4 miliarde de lei. Ca să înțelegeți, dragi cetățeni, cât de mare este această excrocherie. Noi vorbim de miliardul, Banca de Economii. Aici anual oamenii noștri plătesc la aceste companii mici de microfinanțare
în jur de 3-4 miliarde de lei. Ei au raportat la biroul de statistică venituri de 1 miliard de lei oficial. Dar noi știm că nu se lucrează în Republica Moldova oficial. Tot colegul meu mi-a spus foarte importantă informație. Cam procentul la una din băncile financiare sau instituțiile bancare, că ele sunt private, nu sunt de stat, creditele neperformante sunt cam în jur de 1,5%. După furtul din sistemul bancar, legislația a fost înăsprită și ei acum nu îți oferă credite decât dacă respecti anumite rigori. Pe când la companiile de microfinanțare, rata celor cu probleme credite este de 30%, 35%. Dar pe ei nu îi oprește lucrul ăsta pentru că celelalte credite acoperă și rămâne enorm de mult încă bani pentru a băga publicitate în toate televiziunile și în toate radiourile noastre. Veniți și luați credite că noi vă dăm cu nu știu cât la sută. Una din soluții, dragi prieteni, ar fi ca prin lege să fie reglementat acest sector important al economiei, microfinanțarea, pentru că aceste companii înfloresc doar în statele corupte, profund corupte și profund sărace. Într-o serie de state africane, într-o serie de state din America Latină, înfloresc astfel de companii. Pentru că oamenii sunt sărășiți, intenționați, oamenii nu citesc contractele, au luat și au mers mai departe bucuroși că au luat-o în bun. Pe când ei nu sunt conștienți că vor plăti de 2 ori, de 3 ori acest bun și s-ar putea să rămână și fără el, pentru că vin executorii judecătorești, există hotărâri de judecată că ai semnat-o un contract și în rest nu îl interesează, pentru că sunt criminali cu acte reguli, sunt cinici până în mădova oaselor. Aștia îți iau tot, îți ia și casă, îți ia mașină, îți ia tot. De asta este extrem de important să ne documentăm, să ne informăm și să presăm opinia publică. 2. Să cerem mass media sau băncile naționale care reglementează și Comisia Națională a Pieței Financiare să nu permită publicitate proastă în acest sens, în care dobânda anuală efectivă și băncile comerciale și aceste mici întreprinderi de microfinanțare să spună clar cât e dobânda și să-i explici oamenilor. Dacă tu iei de la mine 1 milion, peste un an îmi dai 2 milioane. Ca omul să înțeleagă atunci când ia 1 milion pentru necesitățile lui, să înțeleagă că înapoi va trebui să dea 2 milioane. Dragi prieteni, ce și am depistat astăzi este vârful unui iceberg întreg. De aici se hrănesc politicieni, de aici se hrănesc instituții ale statului care ar trebui să reglementeze. Și aici vă arăt eu încă o dată prin exemplu lui Ion. Mama lucrează în Italia, au lucrat și lucrează în continuare. Mama a vrut să ajute băiatul să ia o mașină, că lucrează pompier, e un băiat aranjat, e la locul lui. Și au făcut un mare minus în familie, o mașină de 5.000, au mai dat o mașină și au plătit până într-un final pe o mașină care s-a defectat a doua, a treia zi, peste o lună de zile, 11-12.000 de euro. Și au rămas și fără bani și fără mașină. N-ai cui te plânge, procuratura este aservită, CNA-ul este subjugat și dacă se adeverește că aceste companii, care de multe ori sunt cu rădăcini în offshore, apoi, dragi prieteni, nu îi mai dai de capăt. Aici stau șefi de CNA, procurori, miliționeri care își fac partide. Asta nu va arăta nicio televiziune în toată emisiunea lor care le prezintă toate televizoarele noastre. Dar acestea sunt problemele cu care trăiesc oamenii. Oamenii noștri plătesc și sunt buni de plată. Și bandiții se înmulțesc în Republica Moldova de parcă ar fi binecuvântat pământul ăsta. Iar politicienii, o parte dintre ei, vorbesc despre creare de guverni, schimbări de guverni, căderea guvernului și nu interesează că oamenii plătesc sume impresionante, miliarde de lei. Ni ia pentru furtul din banca de economii care l-au falimentat idioții ăștia și au scos toți bandiții de bușcării, plătesc oamenii 800 de milioane pe an și în câteva miliarde le plătesc tot aici care lucrează pe hotare ca bonus la bandiții care au companii de microfinanțare. Ce să vă spun? Veniți acasă, dragi moldoveni, pentru că acasă bandiții vă așteaptă cu mâinile deschise să vă vândă tot felul de rahat pe bani enormi. Dacă în Europa un cetățean care lucrează acolo și ia un credit cu 2%, cu 3%, cu 1%, atunci în Republica Moldova creditele sunt de 100%, de 200%. Iar moldovenii, pentru că sunt răbdători, că sunt ascultători, plătesc
comisioane grasă, SEBO îmi dă și multe altele. Eu, în general, mă gândesc că vom porni o campanie de informare și de sensibilizare a opiniei publice. Să nu mai cumpărăm. Așa cum am chemat și astăzi am primit informații din interiorul companiei Air Moldova. După protestele noastre de acum o săptămână, joia trecută, și filmulețul care l-am publicat mai devreme, vânzările de la Air Moldova au scăzut cu 30%. Moldovenii noștri s-au trezit și după protestele noastre nu mai cumpără bilete de la Air Moldova. Poate ori falimenta la dracu să scăpăm de astfel de dihănii. Și doi, acele 166 de companii, le-am documentat, sunt 166 de companii de microfinanțare. S-au împrumutat de la aceste companii de microfinanțare cam 500.000 de moldoveni. 500.000 de oameni au avut prejudicii din cauza la aceste companii de microfinanțare. Asta înseamnă, nu știu, 30% din moldoveni au avut de suferit din cauza la mașinii și ăștia. Și nici Procuratura Generală, și nici CNA-ul, și nici SIS-ul, și nici alte instituții paralizate în statul Dodon nu se ocupă cu drepturile și cu proprietățile noastre și cu interesele noastre. Să le dea piste palmi, piste bot, piste dinți, să le sară dinți la ăștia care pompează sume uriașe. Eu astăzi, când am calculat, am înnebunit. 100% în medie iau companiile de microfinanțare. Asta înseamnă la 8 miliarde pe an moldovenii aruncă 4 miliarde pe căcaturi. Pe căcaturi de mașini, de telefoane și de altceva. Du-te, domnule, și ție dintr-o bancă de economii. Unde sunt instituțiile statului? Eu vă chem, dragi moldoveni. Veniți pe 23 august acasă. Pandemia poate a trece. Poate a trece să-l bați cu ăsta de Dodon. Să schimbăm sistemul pe ansamblu. Aici e putretăt. Aici ne jecmănesc începând cu gazul, energie electrică, sistemul bancar, pensii, tot ne calcă în picioare. Și noi suntem buni de plată că aplecăm capul și începem a paște iarbă. Eu am rămas stupefiat, încă o dată vă spun, doamna Maria din Italia mi-a făcut legătură cu băiatul, băiatul a venit de la Strășeni până la Chișinău ca să-mi arăte documentele, contractele și am înnebunit. Uitați-vă, distribuiți acest video, vă rog foarte mult, suntem 500 de oameni în direct. Sunt sigur că o bună parte o și a avut de suferit din cauza la nesâmțâții ăștia. Distribuiți, eu am chemat în repetate rânduri și astăzi încă o dată insist, distribuiți și scriți, niciodată, moldovenii care vin acasă, nu luați credite de la companiile de microfinanțare, sunt bandiți cu acte în regulă, nu luați. Noi împreună putem fi solidari, iar împreună putem să scăpăm de râia asta care s-a mulțit pe spatele nostru. Nu mai fiți proști și buni de plată, dragi moldoveni. Eu vă iubesc așa cum sunteți. N-am de gând să vă jacmănesc. Eu am de gând să vă eliberez împreună cu mine, împreună cu mulți care ne urmăresc. Doamne ajută! Ne vedem mâine la 10 și într-un live de la Parlament, unde un grup de pensionari vor să ceară niște lucruri de la Parlamentul actual. Și am zis că îi susțin, mă duc cu ei. Așa cum am fost alături de combatanți, voi fi alături de pensioneri, voi fi alături de toată lumea care este de bună credință și care crede că aici se poate de trăit și aici, nu cum a spus doamna de la Șoldănești, pentru că doamna de la Șoldănești mi-a pus capacul duminică. Mi-a zis că dacă eram mai tânără, fiorașule, mă ducem și eu de aici, că așa bătaie de joc aici n-am mai văzut și nu m-am așteptat să lucrez o viață întreagă și să-mi dă ei 900 de lei. Dacă bătrânii noștri de amul se uită cu disperare să plece, și mai așteptați, dragi moldoveni? Distribuiți acest video, cei care s-au conectat mai târziu, băieții au rămas jos. Eu voi încerca cu toate puterile, dar eu nu reușesc să fac tot. Împreună cu avocații, cu Igor, cu alții, să mergem în instanța de judecată și să scoatem din măgarii ăștia de la Mogogo, cum îi cheamă mama dracului, măcar o parte din banii care i-au prejudiciat. Că a rămas omul și fără mașină, și fără mașină, a doua mașină, și fără 11-12.000 de euro. De că asta e realitatea din Republica Moldova. Nu și vă arată Natasha Morari și cu Renatu Satăi, că el știe Baba Vanga toate poveștile. Se cheme pe oameni în emisiuni. Că Natasha dă reclamă de la UT Credit și alți purcășiuni de astea care jăcmănesc poporul. Asta trebuie să arăt televizoarele noastre. Ca oamenii să fie informați. Ca la televizoarele noastre să spună, dragi moldoveni, ăștia sunt bandiți. Eu nu pot acoperi decât Facebook-ul. Eu nu am acces în televiziune. Și la Moldova 1 ați văzut. M-am dus și-o bătut joc. O zis că pe mine m-a arătat de 2 ori în ultima săptămână. Am să mă duc să-i fluier și pe și ea, dar nu pot să reușesc singur. Eu știu că sunteți mulți care mă susțineți, eu știu că sunt mulți care ați vrea schimbări, dar nu știm de unde să începem. Să ne unim întâi și câte o leacă am să-i punem la respect pe tăți măgarii ăștia. Informăm cetățenii care să nu mai ia credite de la cei cu Mogogo, UT Credit, SEBO și alte
instituții criminale din Republica Moldova. Doamne ajută, distribuiți acest video, nu vă fie rușine, nu vă fie teamă, eu risc cu alte lucruri, eu pierd timpul meu, eu pierd multe alte lucruri ca să vă informez. Vouă vă rămâne decât să faceți un click și să distribuiți acest video. Cei care s-au conectat acum suntem 700, 700, 800 de oameni. Uitați-vă de la început la Ion și eu am să o rog pe mama lui Ion să vă vorbească. O mamă care lucrează undeva în Italia și o hotărât să-i cumpere mașină băiatului că lucrează pompier. Un pompier de-a nostru călcat în picioare din niște instituții protejate de criminali. Și astăzi vă spun, am aflat, în spatele lor stă șef de CNA, procurori, șef de miliție și tot așa. Aștia care mulg moldovenii noștri. Poate s-or treze moldovenii după videourile noastre și vor scutura într-o zi când au să dovdească să fugă cu tot cu... Apatunci să mă întrebați, dragi moldoveni, de unde mai Vasile aveți atâtea Porsche în Chișinău? Voi îi plătiți, diaspora plătește, bună, diaspora e bună de plată. Iar bandiții care jecmănesc prin sistem de microfinanțare, turbă de la bani. Cum mi-a spus băiatul de la bancă, e șef de filială și spune, Vasile, eu cunosc oameni care au nebunit. El a luat 50 milioane de la noi, de la bancă, și peste 2 ani era cu 100 de milioane profitul lui. El avea 100 de milioane rulaj, eu văd cifrele de afaceri în bancă la mine. Că cifrele sunt la mine în bancă, ei nu au sistem bancar. Din 50 de milioane luate de la bancă, mi le-o întors înapoi și în 2 ani de zile are 100 de milioane. 100 de milioane, dar pe el a scumpire nu Porsche, dar iaht. Că moldovenii sunt buni de plată, moldovenii trimit acasă miliarde de lei. Dar pe noi ne prostesc cum președintele Culioc și cu alte mizerii. Astea sunt problemele noastre pe care trebuie să le discutăm. Vă aștept mâine la Parlament, poi mâine la Andreea. Toți care mă susțineți, distribuiți.